voi împărți județul în PSD-iști, PNL-iști și cei de la urmă. Voi încerca... Voi face tot ce ține de mine ca președinte de Consiliul Județean să dezvolt împreună cu dumneavoastră acest județ. Avem multe lucruri de făcut și avem și garanția domnului prim-ministru Marcel Ciolacu și viitorul președinte al României. Proiecte importante pentru județul Suceava, care trebuie să rezolvate. Vorbim de centura Variantă Coltoare la Gura cu Molde. Vom găsi finanțare. Vorbim de aeroportul, îl vom moderniza. Vom mări PIB-ul din județul Suceava. Vom face lucruri pentru suceveni. Vom aduce mai mulți bani, mai multe fonduri. Vom dezvolta infrastructura județului Suceava pentru a aduce investitori. Ca într-un final să crească nivelul de trai din județul Suceava. Oameni buni, mă bazez pe dumneavoastră să faceți echipă cu mine, umăr la umăr.